Parohia Sfântul Apostol Andrei din municipiul Pitești și-a sărbătorit hramul. Credincioșii au avut ocazia să participe la Sfânta Liturghie oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a întărit pe apostolii săi, care au făcut misiune în lume, și pe Sfântul Andrei în mod deosebit, că și biserica aceasta este în grija Sfântului Apostol Andrei. Noi suntem beneficiarii acestei harisme, acestei binecuvântări a lui Dumnezeu prin Sfinții Săi, cum este și Sfântul Andrei, hramul bisericii de aici, și ocrotitorul acestei opți creștine, acestei parohii binecuvântate de Dumnezeu, cu preotul acesta răbdător, săracul, în felul lui, că nu e ușor deloc să fiți iubiți și purtați în brațe de Dumnezeu, de Maica Domnului și de Sfântul Apostol Andrei, dorind tuturor sănătate din belșug și Sfântul Andrei să ne însoțească pe cărările vieții noastre. Pentru toate eforturile depuse în cei 19 ani de supraveghere și coordonare a lucrărilor desfășurate în parohia Sfântul Apostol Andrei din municipiul Pitești, Părintele Paroh Ionel Costache a primit din partea ierarhului argeșan distincția de iconom stavrofor. În această frumoasă zi de sărbătoare a Sfântului Apostol Andrei și a tuturor românilor, a bisericii noastre, cu toții trebuie să-i mulțumim înaltului ierarh pentru că astăzi ne-a înconjurat prin prezența sa, a fost în mijlocul nostru și cu această ocazie l-aș ruga tot din inimă pe înalt preasfințitul Părinte Calinic să ne mai dea încă o binecuvântare pentru o mai bună desfășurare a acestor ultime lucrări de la biserica noastră. Am întâmpinat în ultimul timp greutăți, astfel încât ne dorim cu toții să recuperăm și să facem lucrările care ne-au mai rămas pentru a ne bucura împreună de sfințirea bisericii cât mai curând. Lucrările de construcție la Biserica Sfântul Apostol Andrei din municipiul Pitești au început în anul 2003, Sfântul Lăcaș fiind destinat credincioșilor din cartierul Trivale, aflat în partea de nord-vest a orașului. Prima liturghie în această biserică a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic în data de 30 noiembrie 2010. În anul 2011, pe fațada bisericii a fost realizat un tablou cu chipul Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul parohiei, folosindu-se tehnica mozaicului de Murano.